Un magazin mai puțin obișnuit s-a deschis la Bruxelles. Aici se vând colete pierdute sau nedorite, dar încă sigilate la kilogram. Cumpărătorii știu pe ce au dat banii abia după ce deschid pachetele, așa că afacerea seamănă mai mult cu o loterie. Unii s-au ales cu produse de valoare, alții însă au găsit în interior obiecte banale. Numele magazinului tradus în limba română înseamnă cap sau pajură, ceea ce le transmite direct cumpărătorilor că pot obține colete mai valoroase sau mai puțin valoroase. Acest magazin comercializează colete refuzate de clienți sau care s-au pierdut, iar prețul este de 16 euro pe kilogram. Clienții își pot alege ce cutie vor dintre zecile de opțiuni, însă fără să știe ce se află în interior, în speranța că vor prinde ceva ce le va folosi. Unii spun că au plătit 40 de euro și au găsit trei perechi de căști, în timp ce o altă persoană a găsit 100 de periuțe de dinți pentru câini, pe care nu avea la ce să le folosească. Proprietarul magazinului susține că cele mai dorite sunt ceasurile și telefoanele smart, însă deseori în interiorul pachetelor se găsesc haine sau produse mai ciudate. Totul a pornit de la o simplă conversație cu soția sa în care se întrebau ce se întâmplă cu coletele cu probleme de livrare, iar după o scurtă căutare au descoperit că în lume există asemenea magazine și au decis să înceapă și ei o astfel de afacere. Bărbatul are acum contract cu un mare lanț de magazine și susține că, înainte de asta, coletele erau pur și simplu distruse.